dragilor, astăzi filmăm un nou anti-haul deoarece au trecut multe, multe luni de la cel anterior care am văzut că v-a plăcut și că vi s-a părut util, așa că am zis este perfect tocmai acum să facem unul nou pentru că în această perioadă s-au lansat o grămadă de produse de machiaj și da, despre ele o să vorbim astăzi, pe ele ne axăm pentru că eu sunt pasionată de machiaj, așa că dacă și voi sunteți pasionați și sunteți tentați să cumpărați cam tot ce iese nou, ei bine, urmăriți clipul acesta până la capăt că o să avem o grămadă de produse interesante despre care să discutăm astăzi. Și de ce fac anti-haul și urmăresc și la alte persoane genul acesta de clip? Pentru că mă ajută tare, tare mult să mă decid, să mă gândesc de două ori înainte de a cumpăra un produs, așa că de aceea îl fac și pentru voi. În cazul în care vă gândiți să cumpărați un produs de pe lista mea de astăzi, poate astfel reușesc să vă fac să vă dați seama dacă este chiar un produs potrivit pentru voi, dacă vi se potrivește, dacă aveți nevoie de el sau dacă nu cumva produsul acela seamănă cu ceva ce aveți deja în colecția voastră de machiaj. Deci, cam aceasta este ideea anti-haul-ului, așa că nu mă mai lungesc cu intro-ul, doar înainte de a trece la el vreau să vă reamintesc să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut asta până acum și să apăsați pe clopoțel dacă vreți să primiți notificare în momentul în care încarc un nou videoclip și de asemenea nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram, pe Facebook, dacă vreți să interacționăm mai mult, dacă vreți să vedeți mai multe poze și videoclipuri și care fiecare dată o să vă las în descrierea clipului toate linkurile necesare. Acum că am menționat toate lucrurile acestea, haide să trecem la anti-haul-ul de astăzi. Eu deja mi-am pregătit listuța, o am aici pe telefon, așa că haide să vedem ce produse nu aș cumpăra eu. Înainte de a trece totuși la produsele de astăzi, simt nevoia să mai fac două menționări. Întâi de toate, părerile de astăzi sunt strict personale, adică dacă vă place un produs și, nu știu, deja l-ați cumpărat sau aveți de gând să-l cumpărați, este strict alegerea voastră pe ce vreți să dați banii. Așa că vă rog tare mult încă de la început să nu o luați personal, nu am nimic cu voi, doar îmi exprim părerile, așa că dacă sunteți de acord cu mine, foarte bine, dacă nu, iarăși bine, nu se supără nimeni. Și chiar vă invit, vă încurajez să-mi scrieți în comentarii pe ce produse nu ați dat voi banii, pentru că, din nou, lucrul acesta este mai subiectiv. Iar a doua mențiune pe care vreau să fac de acum, produsele de astăzi nu înseamnă că sunt proaste și, în general, într-un anti-haul, nu înseamnă că sunt niște produse de care nu trebuie să te atingi, sunt oribile sau ceva de genul, nu, Doamne ferește, numai că nu se potrivesc cu nevoile mele și toate cele. Gata, nu mă mai lungesc acum cu introducerea, haide să trecem la ele și vreau să încep cu paletele de farduri. Dacă mă urmăriți de ceva timp, probabil ați observat că sunt efectiv obsedată de paletele de farduri, sunt slăbiciunea mea și în momentul în care apare una nouă, sunt foarte, foarte tentată să o cumpăr, cel puțin la o primă vedere. Rar se întâmplă să văd niște palete și să nu fiu atrasă de ele din start, așa că astăzi vom începe cu ele pentru că avem o grămadă de discutat. Haideți că m-am dat puțin mai în partea aceasta ca să pot să vă inserez aici poze, iar prima paletă pe care vreau să o menționăm astăzi, din păcate, pentru că la prima vedere chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult, este de la Urban Decay și se numește Ultraviolet. Este o paletă care mi-a captat atenția pentru că are niște nuanțe foarte frumoase de mov, cel puțin așa la prima vedere. După cum puteți observa, este mai degrabă jumătate cu nuanțe de mov și jumătate cu nuanțe neutre, ceea ce mi-ar fi plăcut foarte mult la această paletă și probabil dacă era așa aș fi cumpărat-o, era dacă pur și simplu era toată nuanțe de mov, hai să zicem, poate avea o singură nuanță de setare a bazei de machiaj și două nuanțe mate, mai maronii, așa, mai nude, de pus în pliu pentru tranziție, dar în rest să fie numai cu nuanțe de mov, iar lucrul acesta cum arată ea în momentul de față mă cam dă în spate, dar totuși mi s-au părut interesante aceste nuanțe de mov, așa că am căutat mai multe review-uri legate de această paletă și am fost foarte dezamăgită când am văzut că multe persoane au păreri negative despre această paletă, fiindcă nu se ridică la nivelul așteptărilor. Adică sunt fardurile pe care le știm noi de la Urban Decay, calitative, doar că nuanțele nu sunt chiar atât de intense și de vibrante cum este targetată paleta de către cei de la Urban Decay. Tocmai aici este o mică problemă, ca să zic așa, pentru că ei le consideră niște nuanțe intense, adică movurile, dar în realitate
realitate nu este chiar așa și din câte am văzut și din tutoriale se lucrează mai greuț cu ele, așa că nu vreau o paletă cu care să mă chinui, nu vreau o paletă care se numește Ultraviolet și să nu fie pur și simplu cu niște movuri intense. Știu că în general este destul de greu să lucrezi cu nuanțe de mov și că tot trebuie să mai revii, dar totuși, numai din fardurile pe care le am eu acum în colecție, am obținut astăzi acest machiaj. Cu greu, ce-i drept, dar totuși am ajuns la o intensitate care chiar îmi place într-un timp relativ scurt, așa că, da, zic pas la această paletă din păcate. Deci, încă o dată, pe scurt, ce nu-mi place la această paletă ca să mă fac mai bine înțeleasă. Nu este suficient de pigmentată, se lucrează greu cu ea și nu prea îmi place selecția de culori, aș fi vrut să fie cu mai multe nuanțe de mov. Următoarea paletă este una recent lansată și este de la Jeffree Star. Da, iar am palete de la el în anti-haul, nu știu de ce, pentru că plac produsele lui, adică fardurile se vede că sunt calitative, că sunt pigmentate și așa mai departe, dar nu îmi place selecția de culori și este vorba despre această paletă, al cărui nume nu o să-l pronunț. Dacă sunteți pasionați de make-up și îl urmăriți și pe Jeffree Star, probabil știți ce este cu această paletă, care a fost întreaga campanie, întregul concept și ce este și cu denumirea fardurilor, pentru că majoritatea dintre ele sunt așa cam cu subînțeles. Nu vreau să zic mai multe pe partea aceasta, pentru că nu pot să zic că am o problemă, că se numește chiar așa și că are aceste denumiri de nuanțe. Adică e ok, e make-up. Cu toate că pare cam ciudat să fii dată cu aceste farduri și să te întrebe cineva cu ce nuanță ești dată și tu să-i spui, de exemplu, că ești dată cu Bed or Floor sau ești dată cu I'm Close, deci da, numele fardurilor sunt destul de sugestive. Totuși, din nou, vorbind despre make-up, despre produse, am văzut swatch-urile la această paletă, eram convinsă că fardurile sunt super ok ca și calitate, doar că selecția de nuanțe... nu. Paleta este plină de nuanțe de nude, într-o grămadă de varietăți, zic ei, dar sincer, eu văd multe farduri care seamănă între ele. La o primă impresie, când te uiți așa la ea din repezeală, ai putea să zici că unele farduri chiar sunt identice, dar și dacă te uiți mai în detaliu, chiar dacă fardurile cumva în tăvița lor par ușor diferite, cu siguranță pe ploape cumva vor semăna destul de mult între ele, așa că nu văd sensul unei palete atât de mari de nuanțe de nude care sunt doar mate, adică dacă vreau să-mi fac un machiaj nude, să zicem, nu-l voi face doar în nuanțe mate, mai am nevoie și de ceva SIDEF acolo, de sclipici, de o chestie. Și pe lângă toate acestea, fardurile au cumva un subton neutru spre un subton rece și eu, în general, folosesc farduri neutre spre calde, deci nici din punctul acesta de vedere nu mi se potrivește paleta, plus că, din nou, este o paletă mare, va fi destul de greu de transportat atunci când vrei să călătorești. Din nou, dacă aș lua cu mine o astfel de paletă, mai trebuie să iau și o altă paletă care să aibă SIDEF. Să știți că am văzut paleta mică din această colecție, aceea mi se pare mult mai drăguță decât aceasta mare, sincer vă zic. Iar prețul acestei palete este de 62 de dolari, din câte am văzut. Încă nu a apărut la noi în România, cu siguranță o să apară la Marionaud, din câte știu eu, pentru că ei le aduc și evident poți să le comand și de pe Beauty Bay, dar și de pe alte site-uri, deci în cazul în care vă interesează. Deci, în concluzie, paleta aceasta, din punctul meu de vedere, nu își merită banii, sunt prea multe nuanțe nude, mate, care se tot repetă între ele, are și subtonuri neutre cu subtonuri reci, deci nu este întocmai pe placul meu și este și destul de scumpă. Și bineînțeles, nu sunt niște culori nemai văzute până acum, cu siguranță dacă vă uitați în colecția voastră de make-up, bine, bine, în toate paletele, veți găsi, nu știu, cel puțin jumătate din aceste nuanțe și în colecția voastră. Și pentru asta am un exemplu astăzi pentru voi. Am luat paleta aceasta lângă mine, este de la Boys & Berry, se numește Material Girl și o găsiți pe Makeup Shop. La preț întreg este 90 de lei, dar eu am luat-o la reducere, cred că de Black Friday, la 50 și ceva de lei. Așa că încercați să o prindeți atunci, pentru că dacă o aveți pe aceasta și, de exemplu, nu știu, acoperim, să zicem, nuanțele acestea 4 de aici, aceste nuanțe sunt destul de similare cu anumite culori din paleta de la Jeffree Star, plus unele dintre ele au subton cald, așa că dacă vă place genul acesta de farduri, eu vă recomand să vă luați această paletă, mai ales că toate nuanțele din ea sunt
mate. Deci obțineți fix ceea ce puteți să aveți cu paleta de la Jeffree Star, plus tonuri mai calde, plus un preț mai mic, așa că de ce nu? Iar următoarea paletă este tot de la Jeffree Star. Nu am nimic cu el, Doamne ferește, îi iubesc produsele. Probabil ați observat-o până acum dacă urmăriți anumite conturi care anunță noutăți sau chestii din acestea, așa că aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți și voi despre această paletă. Mie nu-mi place de nicio culoare, am zis pas din momentul în care am văzut, nu știu, jumătate din ea, se vedea într-o prelansare sau ceva de genul, pentru că este o paletă care, în primul rând, îmi exprimă așa tristețe. Eu înțeleg că se numește cremated, adică incinerat, dar totuși, știu că Jeffree Star, atunci când lansează o nouă paletă, face un fel de povestioară, o campanie foarte frumoasă în spatele fiecăreia, dar serios, asta este cam creepy pentru mine. Ce nu-mi place la ea, evident, sunt aceste nuanțe care nu putem să le spunem culori, pentru că majoritatea sunt niște griuri sau niște nuanțe de tranziție, niște marouri mai închise, mai deschise. Bine că unele sunt totuși hidratate și unele sunt mate, adică nu te plictisești de asta. Nuanțele deschise, chiar mi se pare că seamănă ușor între ele, ceea ce nu mi se pare ok. Ce mi s-ar părea interesant de încercat ar fi nuanța aceea de negru, gri, hidratat, aceea chiar mi se pare foarte, foarte frumoasă, dar în rest nu. Fardurile sunt foarte pigmentate, le-am văzut în swatch-uri, chiar arată super, super ok, v-am zis, nici nu mă așteptam la altceva din partea lui Jeffree, dar nuanțele mă dau pe mine în spate, așa că de aceea nu o să cumpăr deloc niciodată această paletă și când zic niciodată la ea, credeți-mă, chiar niciodată, adică nu este deloc pe stilul meu. Dacă am nevoie de nuanțe din acestea de negru, de alb, de gri, de crem, cu siguranță le găsesc deja în paletele pe care le am eu. Următoarea despre care vorbim este de la Too Faced și se numește Pumpkin Spice. Arată foarte bine atât la exterior cât și la interior. Toată lumea știe că cei de la Too Faced fac niște ambalaje foarte, foarte frumoase, dar eu nu înțeleg de ce au simțit nevoia să vină cu o a treia paletă care arată cât de cât asemănător cu prima pe care o și am aici lângă mine. Aceasta este, se numește Gingerbread Spice și a apărut în colecția de Crăciun din anul 2018. Am luat-o de atunci și chiar o folosesc. Îmi place super, super mult și uitați și voi cum arată pe lângă cealaltă, cea nouă, Pumpkin Spice. Da, nuanțele sunt frumoase și în cea nouă și sunt pigmentate și sunt cremoase. Le-am văzut și în review-uri și în videoclipuri și arată foarte, foarte bine, dar mie personal mi se pare că multe dintre ele deja se regăsesc în această paletă, așa că dacă aveți această paletă sau dacă o aveți și pe cea de a doua, care cred că se numește Gingerbread Extra Spice sau ceva de genul acesta, nu mai știu sigur, despre aceea v-am vorbit în anti-haul anterior, așa că dacă nu l-ați văzut o să-l aveți în descriere și de aceea zic că s-au gândit să facă și cea de-a treia variantă, așa că mi se pare inutil, doar ce mi se pare diferit, să zic așa, între acestea două, între cea pe care eu am deja și cea nouă, sunt doar două nuanțe de mov care arată super interesant. În rest, poate ce mai are în plus paleta aceasta, așa că, din punctul meu de vedere, nu merită banii, nu o să o cumpăr, din acest considerent că este super similară cu aceasta. Dar dacă voi nu aveți pe ea sau nu aveți alte farduri de la Too Faced și vreți să le încercați, da, consider că paleta nouă Pumpkin Spice este o variantă super bună, pentru că, din nou, fardurile sunt foarte frumoase și foarte calitative, dar altfel chiar nu-i văd sensul, sincer. Următoarea paletă de pe ziua de astăzi este una super recentă pe care am văzut-o pe contul de Instagram Trend Mood, nu știu dacă îi urmăriți, dar acolo ei anunță o grămadă de lansări din acestea de make-up și este o paletă tot de la Too Faced, care la o primă vedere arată super, super interesant, este foarte frumoșică, cu roz așa, cu inimioare, chiar arată super drăguț și nuanțele sunt pe placul meu și nu înțelegeam de ce mă atrag atât de mult nuanțele până am citit câteva comentarii și da, mi-am dat seama că seamănă cumva cu mod de renesans de la Anastasia Beverly Hills. Parcă au luat câteva nuanțe din această paletă și sunt acum sub un alt brand și sub o altă formă, așa că nu știu dacă paleta aceasta de la Too Faced are vreo legătură sau vreo inspirație cumva cu aceasta de la Anastasia, dar da. Chiar dacă am văzut swatch-urile la aceasta de la Too Faced și arată foarte bine, cel puțin swatch-urile din poză, pentru că încă nu avem review-uri la această paletă, nu o să o cumpăr, chiar dacă nuanțele sunt foarte, foarte frumoase, dar dacă voi nu o aveți pe aceasta și vă atrag aceste nuanțe, eu zic să mai așteptați totuși un pic ca să apară și alte review-uri la această paletă, pentru că am înțeles că anumite poze
poze care sunt făcute de branduri pentru a prezenta diverse palete pe care ei le lansează, sunt cumva ușor photoshopate, astfel încât fardurile să arate mai bine. Și acum înțeleg ce s-a întâmplat cu swatch-urile de la Ultraviolet, de la Urban Decay și, de fapt, cum arată ea în videoclipuri, așa că sfatul meu este că atunci când apare o paletă nouă sau orice alt produs de machiaj, uitați-vă întâi de toate pe YouTube la review-uri și apoi cumpărați produsul acela, pentru că într-un video este mai dificil să ascunzi defectul unui produs, mai ales atunci când este legat de pigmentație, de strălucire, de cremozitate, așa că de aceea zic. Trecem și la ultima paletă din anti-haul-ul de astăzi, promit, este ultima și apoi vorbim și despre alte produse și este o paletă pentru care sper să nu mă huiduiți și să nu aruncați cu roșii în mine. Deja am pe wishlist două palete de la ei, dar astăzi vorbim despre cea care pe mine nu m-a atras deloc și nu o să o cumpăr și este noua paletă de la Natasha Denona care se numește Glam Palette. Da, nu aruncați cu roșii în mine, știu, este Natasha Denona, doar că nu îmi plac nuanțele acestea deoarece majoritatea sunt reci și nu mi se potrivesc și pe lângă asta seamănă foarte mult cu paleta aceea de la Anastasia Beverly Hills. Cred că Sultry zice sau ceva de genul acesta. Paleta aceea știu că m-a atras mai mult decât aceasta la prima vedere pentru că mai are și câteva nuanțe așa mai speciale. O să inserez eu cu ea o poză pe aici pentru că nu am cumpărat-o, deoarece tot la fel în final mi-am dat seama că vine cu nuanțe reci și nu o să o folosesc, așa că nu am mai cumpărat-o. Dar dacă totuși vă plac nuanțele acestea care sunt mai reci și sunt sclipicioase și evident sunt pigmentate și cremoase, pentru că din nou vorbim aici despre Natasha Denona, un brand care într-adevăr face niște farduri super super bune, eu totuși, dacă aș fi în locul vostru și aș prefera aceste farduri, aș cumpăra-o pe cea de la Anastasia pentru că este mai ieftină decât cea de la Natasha. Cea de la Natasha o să fie cumva vreo 330 și ceva de lei la noi România, cred că încă nu a ajuns pe Sephora, dar urmează cu siguranță, iar cea de la Anastasia este în jur de 220-250 de lei, poate o prinde și la ofertă sau ceva, așa că eu zic să o luați pe aceea de la Anastasia în cazul în care vă doriți farduri mai reci și pigmentate și cremoase. Gata cu paletele pe astăzi, v-am promis, acum haideți să trecem și la un fond de ten pe care atunci când l-am văzut prima dată, chiar nu l-am înțeles, sincer, și este vorba despre acesta. Este noul fond de ten de la BK, ce se numește Zero No Pigment Foundation, pentru că da, după cum puteți vedea, nu are pigment și arată efectiv ca un primer și practic calitățile lui, descrierea de pe site, chiar te duce cu gândul la un primer pentru că promite să hidrateze tenul, să-l uniformizeze, să-l matifieze, să chestii din acestea și cam asta face un primer. Și după cum îi spune și denumirea, nu are nuanță, nu are pigment, așa că am fost și eu foarte curioasă să văd ce este cu el, am căutat review-uri, m-am uitat să văd cum se aplică și cum arată pe ten și eram ceva de genul... Pentru că, pur și simplu, nu are efect de fond de ten, are efect de primer și atât! Adică ce mă deranjează pe mine, în primul rând, este faptul că este un primer, dar ei îi spun fond de ten în ideea de a face ceva nou și revoluționar, nu știu, sau pur și simplu de a atrage atenția asupra brandului și chiar le-a reușit destul de bine să faci un fond de ten fără pigment. Și chiar am citit niște glume super interesante legate de acest fond de ten. Era la modul opinia publicului. Vrem un fond de ten cu cât mai multe nuanțe. Cei de la BK, ok, fond de ten fără nicio nuanță, care să se potrivească tuturor, da. Pentru mine, produsul clar nu este un fond de ten, este un primer. Dacă l-aș folosi, ar trebui să folosesc peste el un alt fond de ten, pentru că un fond de ten pentru mine are cât de cât o acoperire, măcar uniformizează un pic, face ceva acolo, dar acesta acționează ca un primer și atât, din câte am văzut eu încercat la alții. Și să zicem că, ok, ar fi targetat ca primer, l-aș cumpăra? Nu, pentru că are prețul de 80 și ceva de lei, adică este super scump pentru un primer de față și poți să găsești un primer super bun până în 50 de lei, așa că nu are sens să iau unul de 180 ceva de lei când pot să găsesc ceva mai ieftin și nici măcar nu e targetat ca primer. Cred că ați înțeles ideea. Dar totuși, în cazul în care vă interesează și vreți să-l încercați, pentru că da, este un produs interesant, îl găsiți pe Sephora în momentul de față. Apoi, avem niște produse care inițial mi-au atras atenția când le-am văzut pe Instagram, pentru că sunt foarte colorate, frumos ambalate și nu are cum să nu-ți placă atunci când le vezi în prima fază și este vorba despre blush-urile
acestea cremă de la Fenty Beauty, dar pe lângă ele am văzut că este și un bronzer din acesta cremă. Ei bine, eu nu le-aș cumpăra pentru că sunt cremă și vin ambalate așa în mod compact. Eu dacă este să folosesc un produs cremos pentru față, folosesc mai degrabă din acelea care vin la stick sau cele care sunt la formă lichidă, pentru că mi se pare că le aplic mult mai ușor, nu mă chinui cu ele, nu trebuie deschid produsul, să pun acolo pensula, să întind, să fac să chestii. Cel puțin asta este o preferință personală de a mea legată de modul de aplicare. Dacă vă place să folosiți un blush din acesta cremos, este strict părerea voastră. Îmi plac anumite nuanțe de la blush-uri, adică sunt destul de portabile. Unele dintre ele sunt cam nebune și cu siguranță nu mi s-ar potrivi. Iar un blush din acesta cremos am văzut că este undeva pe la 100-120 de lei, ceva de genul. Și bronzerul este în jur de 150 de lei. Nu știu de ce este mai scump, nu am înțeles. Așa că și din cauza prețului, dar și pentru faptul că nu se potrivesc cu modul meu de aplicare și de felul în care prefer eu să mă machiez așa mai repede cu produsele acestea cremoase, nu o să cumpăr aceste blush-uri, respectiv bronzer. Următorul produs este foarte frumos și te poate face să-l cumperi numai așa, atunci când îl vezi, cel puțin pe mine m-a captat. Și este vorba despre balsamul de buze Diamond Balm de la Huda Beauty, care, uitați-vă și voi, arată super bine, cumva el așa, are și o formă interesantă, un ambalaj simpluț. Culorile nu pot să zic că mă dau neapărat pe spate, adică din toate aceste nuanțe aș încerca una singură, dacă, nu știu, prin absurd aș avea cumva produsul acesta, pentru că eu clar nu aș da banii pe acest produs. Este un balsam de buze care promite să hidrateze, să catifeleze buzele și ce mă dă pe mine înapoi este acest sclipici care mi se pare puțin dubios. Dacă vreau ceva strălucitor pe buze, eu o să folosesc un gloss. Nici gloss nu prea folosesc, adică nu știu dacă mă vedeți vreodată cu buzele prea lucioase în clipuri, dar și în viața de zi cu zi, în daily vloguri. Dacă vreau ceva mai strălucitor, mai lucios pe buze, mai degrabă pun un ruj din acela solid care este el mai cremos și mai hidratant și gata. Iar dacă este să folosesc un balsam de buze, eu vreau unul care să fie transparent sau să aibă puțină culoare, astfel încât să nu modifice foarte mult pigmentația buzelor. Și prefer în schimbul acestui sclipici din balsamul de buze mai multă hidratare, să zicem. Deci la o privire mai atentă nu aș da banii pe produsul acesta. Este și undeva în jur de 100-120 de lei, ceva de genul acesta. Parcă l-am văzut pe Sephora, la noi în România a ajuns, în cazul în care, nu știu, vă place sclipiciul în balsamul de buze, dar eu zic pas. Iar ultimul produs din anti-haul-ul de astăzi este unul la fel nou apărut și este de la Benefit, se numește Brow Microfilling Pen. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit, iubesc produsele de sprâncenele de la Benefit, mi se par unele dintre cele mai bune pe care le-am încercat eu până acum, doar că acesta nu îmi place din cauza acestui capăt, care este cumva, cred că se poate înțelege oricum din poză, parcă sunt așa trei mini stilouri care se presupune că ar trebui să straseze sprâncenele, să-ți facă niște firișoare cumva, doar că eu nu văd cum l-aș folosi, nu se potrivește în primul rând cu sprâncenele mele pentru că eu nu am niște sprâncene prea rare, adică am doar anumite goluri pe care pot să le umplu cu un creion normal de la ei sau cu Cabrau sau cu kitul de sprâncene, adică am deja variantele mele preferate cu care să-mi fac sprâncenele și acesta nu știu cum ar putea să mă ajute pe mine, chiar nu-i văd sensul, sincer, decât să-mi iau produsul acesta cu 3 bețișoare. Da, știu, altă exprimare nu am găsit, dar înțelegeți și voi cum arată produsul. Mai bine îmi iau creionul acela lor, am văzut că este tot așa nou lansat, care este foarte, foarte subțirel, cu siguranță acela o să mă ajute mult mai mult. Iar dacă totuși vă interesează produsul acesta, îl găsiți deja pe Sephora la noi, la prețul de 130 și ceva de lei. Dragilor, acestea au fost produsele pe care eu nu le-aș cumpăra anti-haul-ul de astăzi, așa că dacă a fost util pentru voi, nu uitați să apăsați pe butonul de like și aștept cu mare, mare interes să-mi spuneți în secțiunea de comentarii pe ce produse nu ați dat voi banii, ce aveți voi în anti-haul. Și de asemenea, aș vrea să-mi spuneți cam la ce perioadă ați dori să filmez un astfel de videoclip, să-l facem, nu știu, la 3-4 luni sau să-l facem mai rar, așa că aștept răspunsul vostru tot la fel în comentarii și cu siguranță o să țin cont de răspunsurile voastre. Iar acum pe final, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut asta până acum și de asemenea să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook și încă o dată vă spun, o să aveți în descrierea clipului toate linkurile necesare. Toate acestea fiind zise, dragilor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și rămâne să ne vedem la următorul videoclip. V-am pupat! Pa, pa!